Cum e, vă așteptați? Sincer vă spun, nu. Adică nu credeam că de atât de mare diferență. Steaua nu s-a văzut, dar a repriza a doua a intrat o altă echipă în teren. A fost într-adevăr o Steaua așa cum ne-a obișnuit în cupele europene, agresivă, disponibilă, foarte rapidă în tot ceea ce a făcut, bine organizată și rezultatul, chiar dacă a fost obținut în urma unui șut deviat și pe urmă de o greșeală mare arbitru a portarului, chiar dacă în aceste condiții au obținut cele două goluri, ele au fost total meritate pentru capacitatea lor de a se sacrifica, de a alerga, au câștigat contrastele toate, nu le-au dat voie deloc să joace ceilalți. E o victorie foarte bună, puncte importante, ratingul țării se ridică, tot măcar. Sunt și jucători în forță, vedem, pa, la revedere!